Pacienții cu afecțiuni grave, cum ar fi hepatita C, scleroză multiplă, boli rare, cardiovasculare sau oncologice, vor avea acces la toate medicamentele destinate unei indicații terapeutice. Nu la un singur medicament, a decis ieri guvernul prin ordonanță de urgență. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului, prin această decizie se asigură predictibilitatea costurilor atât pentru bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, cât și pentru deținătorii de autorizație de punere pe piață. Pentru pacienți nu va exista nicio contribuție personală. Diferența dintre prețul de comercializare și costul efectiv pe pacient se va datora de către deținătorii de autorizație de punere pe piață cu titlul de contribuție trimestrială. Conform ordonanței adoptate marți, mecanismul se va aplica atât în situațiile în care există un singur medicament pe o indicație terapeutică, cât și în cele în care există mai multe tratamente.